Și în 2013, ca de altfel și în anii trecuți, sportivii legitimați la Clubul Sportiv Cobra din Deva au obținut rezultate deosebite la campionatele naționale de taekwondo ITF, competiție desfășurată în acest an în municipiul Cujnapocan. Astfel, practicanții de taekwondo ITF din Deva, pregătiți de Andy Ambruș, au obținut două medalii de argint și șapte de bronz, la toate nivelurile de vârstă, respectiv copii, juniori și seniori. Astfel au devenit vicecampion național karateca Narcis Sasu la copii sub 14 ani și seniorul Călin Grigoraș la categoria 63 de kilograme. În vreme ce pe treapta a treia a podiumului de premiere au urcat copiii Raul Bexa, Alina Huber, Armand Tămaș, Bianca Goiciu și David Micu, precum și juniorul Valentin Bozan și seniorul Anton Balas. De mai bine de un deceniu, sportivii de la Cobra Deva sunt nelipsiți de la campionatele naționale de taekwondo ITF, elevii lui Andy Ambruș întorcându-se acasă de fiecare dată cu medalii.